Salutare tuturor, eu sunt Speedy, iar astăzi vom începe o nouă serie pe canal. În această serie vom încerca să ajungem rank 1 pe EUNE și voi încerca să filmez toate meciurile jucate pe acest server. În momentul de față jucăm pe noul patch 8.10, cred. Sper să nu mă înșel. Să încercăm să facem un gank pe top. Momentan suntem platină 2, însă dacă totul merge bine o să urcăm extraordinar rapid. Ok, go pe Fiddle. Am început cu dublu camion. Ok, first blood. E destul de ușor. Chestia asta puteți să faceți foarte, foarte ușor cu Xing Zhao, având în vedere că are un level 2 gank extraordinar de puternic. După cum vedeți, este și noul Crab. Din câte am înțeles, ar trebui să luăm mai multe experiențe la el. Wow, cât HP are, holy. Încă încerc să-mi dau seama ce rută ar trebui să facă jungler acum că crabul este atât de valoros. Luăm foarte multă experiență pentru el și după ce omorâm prima oară crabul, o să spawneze doar o dată pe una din side-uri, unul din side-uri. Ori pe top, ori pe bot lane, o să facem și crabul ăsta. Elise era top lane, deci dacă noi reușim să luăm ambii crabi, o să avem XP advantage. O să stau să mai tâlpesc, da? Pentru că am deja altul în 14 secunde. Elise poate să fie mid lane, era level 2. Nu cred că a făcut încă blue-ul. Sau probabil vrea să facă red în blue și apoi crab pentru level 3. E posibil și asta. Nu știu exact dacă asta e cea mai bună rută. O veți afla în următoarele episoade, pentru că până atunci probabil o să îmi dau seama cum funcționează. Momentan în meta-ul anterior, adică patch-ul trecut, se făcea red în lupi în blue sau blue în red în blue în lupi în red. Ok, nu știu dacă ok, n-are flash, n-are flash. Putem să umorăm aici. Trebuie să jucăm bine. Nu, stai aici, stai aici. Ok, putea să, dacă se depărtea prea mult, nu aveam cum să mai ajung la el. Pus sword, aș vrea să mă duc peste Raids, dar nu știu sigur dacă Vladimir poate să-mi dea backup. Momentan elo-ul nu este foarte ridicat, dar în următoarele zile vom urca. Vreau să-mi scrieți în comentarii, acum că ne-am întors și începem din nou să postăm pe YouTube, câte clipuri vreți să vedeți pe zi? Adică am de gând să înregistrez toate meciurile, absolut toate meciurile de pe acest server, dar vreau să știu câte vreți pe zi, pentru că inițial mă gândeam să postez unul pe zi, dar dacă voi vreți mai multe, am putea face un efort. O să-mi dau recall aici. Nu vreau să-mi dau recall. Cel indicat era să-mi dau recall aici ca să nu mă prinde Elise, uite cum vine. Tai. Actually, putem să încercăm ceva aici, tot timp nu vin băieții de pe botlane. Ok, așteptăm să coboare. Ok, grijă la hook. Stau puțin în spatele creepilor. A venit Thresh cu lanterna. Nu, 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 prea deep, prea deep, amice. Ok, încă un flash, încă un flash. Ok, deci AD Carry facem. Vedeți cum sunt 4 minute în momentul de față în match. Deci flash-ul e 5 minute, AD-ul să aibă flash AD 9.40. Și încercăm să ținem timer la flash-ul AD Carry-ului. Așa dacă e să ne batem cu el în curând. Opa, e și Z, nu o să mă bag pentru că nu, trebuie să ies acum. Nu vrem să ne batem și cu Z și cu Elise, pentru că au destul de mult de meci împreună. Chestia asta e bună pentru noi, pentru că Z pierde timp acum. Iar Vladimir o să pușeze linia. Era bine că era pe lane, dar s-a dat back să-și ia iteme. Zero să piardă farm, sau teoretic ar trebui să piardă farm. Aș putea să-mi iau un pink ward. Cel mai indicat e să vă luați pink ward într-o situație de genul. Dar, având în vedere că mă joc versus Zed și nu mai am flash, o să optez pentru boots, având în vedere că aveam fix 300 gold. Nu știu exact ce e cu Fiddlesticks-ul ăsta. Dar, da, mă bucur să revin pe YouTube. Am luat o pauză destul de lungă, sincer să fiu. Și am avut mai multe ocazii în care am vrut să reîncep să postez, însă nu am avut foarte mult timp la dispoziție pentru a filma episoade și voiam să le fac perfecte, dacă e să zic așa. Doar că momentan web-ul este, l-am împrumutat la cineva și imediat ce mi vine web-ul înapoi, o să începem să filmăm cu web și o să încerc să fac roșii de un designer pentru a crea noi butoane de like, subscribe și tot așa.
Ok, Elise aici. Ah, cât de aproape. Ok, putem să ne putem să ne o să-mi iau cu Kun. Da, tot moare că vine Vladimir. Ok, a luat băiatul ăsta. Am înțeles. Am făcut treabă și eu și Vladimir. Guys, dacă vă place video și seria pe care avem de gând să facem, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Chestia asta ajută la creșterea canalului și o să devenim mai populari pe YouTube. YouTube România, cea mai faină comunitate din Europa. Da, și nu uitați să spuneți ce părere aveți despre serie. E foarte important pentru mine, pentru că vreau să știu dacă vreți să vedeți așa ceva. Eu nu cred că ar fi interesant să facem rank 1 pe une. Bineînțeles, o să încerc să nu joc același campion în fiecare match, pentru că altfel ar fi boring. De fapt, nu neapărat boring, pentru că e ca și cum te uita la un stream, dar din moment ce eu nu pot face stream, că sunt în Italia, cred că ar fi o metodă destul de ok pentru a rămâne în contact, ca să spun așa. Nu știu exact, în caz că mă întrebați, când o să merg în România, momentan sunt în Italia. Deci, ok, Fiddlesticks aici, o să iau planta asta înspre Elise, care ar trebui să fie prin zona aia. Are 6? Da, Fiddlesticks are 6, ar putea încerca ceva pe mine. Să mă duc așa. Ok, vai ce l-am ghicit. Ok, ce ai făcut, prietene? No, no, aici rămâi. Aici rămâi. Aici rămâi. Uite, așa, luăm așa. Ok, ne ducem în bază, ne luăm jungle item-ul și apoi o să încercăm să luăm Ocean Drake. Cum am spus la început, opa, opa, Z, Z, Z. Ok, dacă era Z, aici putea să-mi dea așa. Elise bot, ne-a apărut crabul. Ok, cum spuneam, este ora 5 dimineața, în momentul de față, și nu sunt foarte mulți jucători online, de aceea ne jucăm, din câte am înțeles, versus unul din ăștia e Diamant 1. Nu știu care. Dar puteți să vă uitați și voi. Gen, vă uitați în Match History, numele meu pe contul ăsta e ASPDZ, probabil o să-l schimb. Dar chiar, ce-ar fi să facem o chestie tip, voi îmi veți alege numele folosit pe acest server, atunci când vom atinge rank 1, toată lumea va ști că suntem noi și vă veți putea mândri că ați fost alături de mine în această experiență minunată, guys. Deci, dacă aveți idei de nume faine pe care credeți că aș putea să le folosesc, nu ezitați să îmi spuneți. Băgăm poțiune. Să mă depărtez de. Ah, m-a luat Ezreal la naiba. Ce am făcut acolo? L-am aruncat cu râu să-mi pas de damage în mine. De preferat ar fi fost să mai aștept puțin. Să-l arunc. Atâta timp când nu dai. Cum funcționează Rug sau atâta timp când nu dai damage în el, gen nu te bați cu el, sau nu dai E în el și apeși R, va primi knock-up. Gen, nu knock-up, va fi aruncat într-o parte, ca un fel de Lee Sin R. Numai că majoritatea își iau bait și se bat cu el, gen dau E în el și apoi când dau R nu mai e aruncat. Bait înseamnă, pentru că mulți dintre voi nu folosiți acest termen și am primit mai multe chestii de genul ăsta, cum că ar trebui să spun sau să explic anumiți termeni, cum făceam și atunci când făceam stream. Bait e atunci când momești pe cineva, gen e mumeală. Combo Pixing Zao, ok. Acum că mă gândesc, n-am explicat deloc Combo Pixing Zao, pur și simplu am jucat până acum. Combo e simplu, dați E. O să vă arăt imediat când ajungem la Crab, pentru că Crab o să spawna pe Boss River acum. Încep cu E-ul. Ce putem să mai facem? Ezreal Flash, 15 minute 32. 15. Haideți, 15, 32. Combo-ul este E, auto-attack, Q. Te miști, auto-attack, auto-attack. Iar atunci când își ia knock, apeși W, astfel își va lua ambele instanțe ale W-ului și vei da maxim damage. Elise aici, ați văzut-o pe. Da. Mi-am făcut două Q-uri. Q-ul meu, dacă dau două auto-atacuri cu Q, al treilea auto-atac e knock-up și voiam să dau două auto-atacuri cu Q pe ward și apoi sar cu E-ul pe Elise, să-i dau Q și W. E încă un combo pe care îl puteți face, destul de puternic. O să aștept să vină Vladimir, încerc să-l zonez pe trash.
Că mi-am dat asta ca să nu-mi iau damage prea mult de la Elise. Ok, guys. Pare a fi un match destul de ușor. Opa, o să iau prin turn. Chiar dacă o să iau damage. Nu vreau să risc să-mi iau W, E, Q de la Z. Nu o să mai dăm dragonul acum, pentru că e destul de riscant. Primul item va fi Trinity Force. Și... acum că mă gândesc, cred că a fost bună pauza, pentru că... după cum puteți vedea, explic destul de multe chestii, cum făceam la începutul canalului și asta e fix ceea ce vreau să fac. Vreau să explic cât mai multe chestii pentru voi, să înțelegeți, să puteți să le aplicați, să jucați mai bine. Nu că eu aș juca mai bine, pentru că știm cu toții că voi sunteți toți challenger în inimă. Dacă aveți întrebări, puteți să lăsați în comentarii. De asemenea, voi reîncepe să răspund cât mai mult posibil și la întrebările de pe Facebook. Găsiți în descriere pagina mea de Facebook. Și dacă aveți întrebări sau nelămuriri, puteți să mi le adresați acolo. Voi încerca să răspund la cât mai multe într-o singură zi. Și bine, o să răspund când pot la cât mai multe dintre mesaje. Dacă sunt extraordinar de multe mesaje, vă dați seama că o să dureze ceva până veți primi un răspuns. Ce cumpărăm acum? Avem 900 gold. Nu vreau să mai stau foarte mult în junglă, pentru că am un K și pot să-mi iau ori Stinger, ori Phage, ori Tabis, dar... actually, o să mergem pe chestia asta. O să-mi iau un Mercs, pentru că au Fiddlestick Sphere, Elise Cocoon, Trash Stun și Z, după cum puteți vedea, nu este chiar atât de puternic, adică... chiar nu cred că Z va fi o problemă. Aia a fost interesantă. Am luat dragonul, următorul obiectiv ar trebui să fie Heraldul. Meciurile o să devine din ce în ce mai grele, guys. Deci dacă meciul ăsta vi s-a părut ușor, uitați-vă la următorul. Easy! De asemenea, nu știu dacă a fost vreodată vreun român rank 1 pe une. Știu că au fost în top 10 în Zombielău, dar nu știu dacă au fost rank 1. Deci am putea să setăm un nou record. Aha! Ok, Fiddlesticks începe să facă rom și avem nevoie de presiune pe top. Încerc să mă dau într-o parte când își dă char la acel auto-attack, pentru că dă foarte mult și o să aștept să spawneze ochiul în spate. Dacă rămâne sub 1500 HP nu se mai spawnează ochiul. Așa încetez să gen nu mai dau în el până când scoate ochiul și după aia îi sparg ochiul și... și aia e. Mă uitam bot pentru că părea să întâmple ceva foarte interesant. Nu, da freeze, te rog, push. Ai, amice, ce faci? Sunt 5 bot, o să pun direct Herald aici. Vreau să scoate în turnul. Nu e bine, ăștia n-ar trebui să bată drive change, ar trebui pur și simplu să încerce să tragă de timp, astfel încât eu și el și Camil să putem la turnuri. Ok, anchează Heraldul, dau eu pe chestia aia ca să primesc attack speed, eu meu unde attack speed. Și da, în caz că vă întrebați, Xin Zhao e unul din cei mai puternici campioni, dacă nu cel mai puternic campion în jungla momentului de față, în opinia mea. Graves, de asemenea, e un candidat foarte bun. Și putea pușa în continuare. Sunt 3 low HP, Elise aici, n-aia nu mai pot pușa. Dar măcar am la jumătate din HP-ul turnului, dacă vine Elise aici o să mă întorc pe ea. Rap God, guys. Rap God. Cum a fost hook-ul ăla, what the fuck? Vai, ce trollat cu hook-ul. Da, suntem destul în fața în momentul ăsta. Cam slabe șansele lor de a se întoarce în match. E doar o chestiune de timp până când vom... da, end. Aș vrea să fie mai multe chestii pe care să le pot face, însă... echipa se scurcă destul de bine. E trash, mist, hook, confir, Camille? Yeah. Și mie mi s-a părut interesant că a dat hook-ul ăla așa. Am jucat câteva meciuri pe contul ăsta. Momentan cred că suntem undeva la 8 win-uri și 3 lose-uri, însă m-am jucat chestii random tip mid lane, Xerath și... tot așa, nu trebuia să-mi dau ăsta, pentru că deja aveam... nu mă vedea. Da, nu mă vedea pe ward, pentru că aveam pink ward. Deci faptul că eu mi-am dat Oracle Lens a fost foarte... foarte bad. Iar ce fac aici nu e prea bine, trebuie să mă plimb singur prin junglă. Ia, îi dăm 2 lutrești.
Nu, a dat drept. A dat drept, dude. Ce e asta? Ok, îmi da flash acolo pentru că nu vreau să mai iau extra auto attack plus Z de la Z. Altfel aș fi riscat să mor din explozie din R. De altfel trebuie să încerc o chestie și anume trebuie să încerc să dau să-mi iau R de Z, apoi să mă îndepărtez de el, să nu mai fie în range-ul meu, în melee, și să dau ultimata. Sunt curios dacă nu o să mai primesc damage, pentru că ultimata lui Xing Zhao funcționează în următorul mod. Dacă cineva îți dă damage din, și nu este lângă tine, adică nu e în range-ul ăsta pe care îl vedeți, nu primești damage. Fie la de carry, fie, nu știu, Vladimir, sau mai știu ce. Dacă nu este în range, nu îți dă damage. Dar din moment ce funcționează cu ultimata lui Vladimir, cred că ar trebui să funcționeze și cu ultimata lui Zed. Nu cred că are ceva interacțiune specială. Dar, guys, urmează o serie super interesantă. Și abia aștept să rezolv și cu butoanele, să rezolv și cu webcam-ul și să ne punem pe treabă. Că deja am stat foarte mult timp fără update-uri, fără videouri. Canalul a devenit puțin inactiv, ce-i drept. Încercăm gânduri la alea. Dar a trebuit să mor acolo, nu prea avem să ajutăm. Am vrea să ne batem, Zed e top, Zed e top. Cred că are ward aici, da. Acum ați văzut, nu mi-am luat damage deloc acolo, am dat din aia foarte mult. Printr-o simplă apăsare de R. Camille pușează top, sunt 3 morți. Zed era aici pe botlane, deci nu putem să mai pușăm. O să încerc să iau dragonul, dau recall pentru Triforce. Și în caz că vă întrebați într-un meci normal cu Xing Zhao ce builda, asta aș builda, Trinity Force. De fiecare dată, atâta timp când nu joc versus 3 Ability Power Champions. Adică dacă m-aș fi jucat versus Nidalee plus încă un midlaner și s-ar fi fidat sau ar fi fost strong și nu aș fi avut kill-uri în early game să simt că pot căra, aș fi optat pentru un build de tank, off-tank cu Spirit Visage, având în vedere că te healezi o grămadă. Stai, am luat cumva 120 gold pe chestia aia? Eu acum am observat. What the fuck, e extraordinar de mult. Wow. Wait, Nash. And do it on sound. De asemenea, Ezreal are magic damage pe R, Elise magic damage, Fiddlesticks magic damage. Chiar dacă avem Merx, cred că a și trece de magic damage. Cred că opțiunea cea mai bună ar fi să luăm Spectre Scowl și un pink card aici. Chiar dacă aș fi putut să merg peste Rax aici, cred că Spectre Scowl e mai bun. Avem nevoie de magic resist. Krabi's Protect, lumea îi discută despre noul patch. Și eu încerc să-l învăț încă. Sper să nu se fi schimbat prea multe. Pentru că pe junglă mereu așa se face. Când Riot vrea să schimbe jocul, bam, schimbăm jungla. Hai să mai scoatem un camp, hai să mai adăugăm un camp. Totdeauna pe junglă se fac schimbările. Hai să facem fast check aici. Avem bro, deci dacă e ceva. Elise aici, să te lasă, da. Ok, putem să ne întoarcem pe var. Actually, nu ne putem întoarce pentru. Wow. Nu ne putem întoarce pentru că nu am smite. Dacă nu am smite. Dacă n-am smite, e cam riscant. Încercăm să-l luăm eu? Ah, dar ne-a la planta. O să întorc aici, o să întorc aici, sunt la asta, sunt întorc aici. Sau stai, asta era W, ăla era R, ok, am calculat greșit. Dau E-ul ca să-mi iau attack speed și sunt atent să nu dau auto-attack pe creep, că altfel dau, irosesc auto-attack-ul cu Trinity Force. Trebuie să mergem la baron.
De aia precea că băieții ăștia nu se lasă bătuți. Sunt un fel de Dani Mocanu, niciodată nu se lasă bătuți. Uitați-vă la Ezreal cum nu dă damage în mine, absolut deloc. Dar turnul mi-ignoră ultimata, la turnul nu funcționează. Opa, îți dau flash. Chiar dacă știam că o să dea pe Camille, probabil m-ar fi nimerit și pe mine cu combo-ul. Au. M-ar fi nimerit și pe mine cu combo-ul, era pe mai m-ar fi omorât cu un simplu auto-tap din pasivă. No, îți vine nimeni. Ah. Avem mountain. We got mountain. Let's go, Nashor, please. O să iau blue prima oară pentru că am nevoie de 1600 gold pentru item. Și din moment ce jocul este destul de over, o să încerc să iau și asta să vă arăt cum dați combo. După Triforce puteți să mai strecurați încă un auto attack după knock-up și apoi W, pentru că aveți foarte mult attack speed. Let's drop on Nashor, please. Nu știu, dar are cleaver și nu știu exact de ce și-a făcut Merx. Adică avem Ashe, Rudder și Zyraid, dar nu cred că e asta o problemă pentru el. Ar fi putut să dea dodge cu Ru. Mai degrabă ar fi mers pe Ninja Tabis. Hai să pușăm, să terminăm. Ai. Da, 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 degeaba, opa. No, 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 nevermind. Ai, cum a fost fight-ul ăsta? Zed m-a cam... m-a cam feliat acolo, ce-i drept. Dar ne-am grăbit. Nu trebuia să mergem așa, trebuia pur și simplu să ne grupăm. Cel puțin am luat un inhibitor pe... Wow. Ce-a pus aia, Camil? Ce-am văzut acolo? X, da. O să ne luăm niște armuri acum. Aș prefera să am 1000 gold pentru Randuin, dar... Am de vedere că n-au crit, n-au foarte mult crit. De fapt, n-au deloc. O să-mi fac... o să fac Deadman's Plate. Aveam 800 gold, îmi iau Deadman's, are aceeași armură, numai că nu o să am chestia anti-crit. Nu știu dacă e nevoie să luăm dragonul. Hai, vedem aici un outplay din partea lui Ashe, flash în ei. Foarte, foarte alfa din partea sa. Ce-i drept. N-am ce să spun. O să iau dragonul. Și probabil cu echiperimul meu pedepsesc și încearc să facă meciul cât mai lung. Astfel voi sta 20 de miliarde de ore să abladez videoul. După cum bine știți, în Italia stau undeva între 3 și 4 ore să abladez un video, deci durează ceva. Hai să ne grupăm, presupun, cred că putem să-i batem și 4v5. Tot încă nu prinde Fiddle Six ultimata bună. Ah, au ward aici, pus ping. Așa n-o să te vadă. Oh. Oh. Oh, ce e asta? Oh, nu. O să dea R? Da. Bum. Oh. Wow. Mă gândeam să jucăm Camille Jungle în meciul următor, guys. Ce părere aveți? Vreți să vedeți un meci de Camille Jungle? Junglă. Nu e jungle, nu e junglă, e junglă. Noi suntem jungleri. Încerc să mă îndepărtez de ei, să nu avem tot silence. I-am înfipt săgeata adânc. Fapt nu-i săgeată, e... Ce naiba e chestia asta, lui Sinzau? Javelin, știu că îi zice în engleză. Parcă. Sau javelin e aia ce o arunci. În fine, asta a fost totul pentru azi.
răspund. Mulțumesc de vizionare și nu uitați, dacă aveți întrebări, puteți lăsa în secțiunea comentariilor sau pe pagina de Facebook pe care o găsiți în descriere. Și dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați like. Bye bye!